2 Timotei, capitolul 4, primele 8 versete, să ascultăm împreună cuvântul Domnului. Te rog ferbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechia de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, permiteți-mi să vă binecuvintez pe toți în numele Domnului Isus, pentru că în seara aceasta v-ați făcut timp ca să fiți la părtășie în casa Domnului, și sunt convins că din locul acesta, la final, spre casele noastre, vom pleca mai bogați. Nu prea a spus un amin, așa uh, mai clar, uh, mai, uh, mai pronunțat. Uh, probabil că nu prea credeți. Bineînțeles că nu vom pleca mai bogați financiar, dar vom pleca din locul acesta mai bogați spiritual. Pentru că e bogăția de care avem nevoie și pe care trebuie ca să o căutăm în vremea asta când unii caută să se îmbogățească cu lucrurile lumea acestea, noi să ne îmbogățim spiritual și să fim mai bogați și tot mai bogați și tot mai bogați pentru că în felul acesta, îmbogățit în spiritual, într-o bună zi vom putea să ajungem în cer. Doamne ajută-ne! Pentru că suntem încă la începutul anului 2024, vreau să vă doresc un an binecuvântat, un an plin de îndurarea Domnului, un an plin de biruințe, protecția Domnului să fie peste voi și Domnul să dăruiască Bisericii Betesda progres spiritual. Să vă păzească Dumnezeu de certuri, zavistii, mânii, să vă păzească Domnul de dezbinări, spuneți amin. Că așa e frumos. Și să se lărgească, de ce nu, împărăția lui Dumnezeu în locul acesta. Amin. Am citit cuvântul acesta pentru că m-am gândit că în vremea asta oamenii duc, duc, tot felul de lupte. Vedeți, știrile încep în fiecare dimineață cu tot felul de vești din țările unde sunt războaie, nu? Acum, Ucraina, poate puțin în plan așa mai secundar, a trecut de când cu războiul din Israel, din fâșia Gaza, apoi implicațiile chiar și Angliei împreună cu America în zona Orientului și m-am gândit că oamenii duc tot felul de lupte. Sigur că și pe tărâm, dacă vreți, bisericesc se duc tot felul de lupte. Sunt unii care luptă ca să fie ordinați sau ajung în comitet, și aici aduc unei tot felul de lupte. Știu că m-am dus undeva în Germania și a venit un frățior la mine și a zis, frate, pastor, zice, sunt în biserica asta aici de ceva timp și nu mă aleg ăștia diacon. Ce ar trebui să fac? Ce crezi dumneata că ar trebui ca să să, 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 am, ca și a tu, ca să mă aleagă? Pentru că au fost câteva încercări și au fost sortite eșecuri. Și am spus, mă, din punctul meu de vedere, îți trebuie un singur lucru și dacă îl vei avea, 100% vei ajunge diacon. Și el s-a bucurat așa, că nu i-am spus vreo 20 de lucruri. Am spus numai unul. S-a bucurat așa, am văzut o, o, față bucuroasă, așa, care a radiat de fericire. Și a spus, dar care e lucrul ăla? Zic, mă, îți trebuie, știi care e lucrul ăsta? Pocăința. Dacă te pocăiești, 100% vei ajunge Diacon, așa. Sunt tristat după aia. Când i-am zis, el se aștepta la cu totul altceva. De fapt, Dumnezeu la asta ne-a chemat pe fiecare dintre noi să ne pocăim sau să ne sfințim toată viața. Așa se încheie Apocalipsa, cine-i sfânt să se sfințească și mai departe. Și eu spun din toată inima, Doamne, ajută-ne. Însă, dragilor, Apostolul Pavel face o afirmație aici pentru că era la final. Simțea că vine finalul, călătoria lui este aproape, finalul este iminent. Și ceea ce văd la Apostolul Pavel este o siguranță absolută. Nu e niciun fel de instabilitate, nu se clatină ca Asaf, nu se clatină ca alți penticostali care întreb, ești pregătit dacă vine Domnul? Eu știu, Domnul știe. Pavel vine și spune, eu știu unde mă duc, eu știu uh, pentru ce mă duc și -s -s gata, s pregătit. Eu mă duc acasă la Domnul ca să primesc, nu a spus ar putea, Domnul știe, mă așteaptă cu nuna neprihănirii, slăvi să fie Domnul. 100% la Nici urmă de îndoială nu văd în afirmația lui. Ei, M-am întrebat, dar de unde vine siguranța asta absolută? Pentru că siguranța asta vine de undeva. Și cheia este în versetul 7, unde Pavel face această afirmație. M-am luptat, lupta acea. bună. Și despre asta vreau să vorbesc la Betesda în seara asta. Într-o vreme în care oamenii duc tot felul de lupte, lupte personale, Lupte de grup, lupte pentru tot felul de interese, mai bune sau mai puțin bune. Vrem să creionăm din pasajul acesta și să înțelegem în această seară ce înseamnă să luptăm lupta cea bună, ca atunci când va veni și finalul nostru, să avem siguranța lui Pavel și să putem să afirmăm m-am luptat lupta cea bună. 100% mă așteaptă cu nuna neprihănirii. Amin? Că mă duc la noapte, că mă duc mâine, că mă duc anul ăsta, că mă duc anul viitor, că mă duc peste 10 ani, oricum viața trece. Ați văzut ce repede a trecut 2023, o să vedeți voi cum trece 2024. Țineți cont, notați aici, ianuarie 2024, să vedeți că îndată îi Paștele, Îndată e vara, îndată -i toamna și îndată iară e decembrie 2024. Ca așa se duce viața ca sunetul. Când va veni finalul să putem și noi să câștigăm cu nuna neprihănirii? Și acum haideți să vedem ce înseamnă lupta cea bună pe care o enunță aici Apostolul Pavel și eu mi-am notat câteva gânduri. Aici, din aceste opt versete, pe care le-am citit în seara asta. Și prima afirmație pe care vreau să o fac, în primul rând, a lupta lupta cea bună presupune să ne luptăm toată viața noastră, să rămânem la Evanghelia Domnului Isus. Să spunem cu toții Amin. amin. E sfatul pe care Apostolul Pavel îl dă și lui Timotei și valabil și pentru nouă. Și spune aici, te rog nu oricum fierbinte, înainte lui Dumnezeu, și versetul 2, propăvăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea ca să sufere ce? Învățătura Sănătoasă. Știți că asta e o luptă? Trăim într-o vreme în care oamenii nu mai vor Evanghelia asta. Vor o altă Evanghelie. O Evanghelie deosebită. O Evanghelie care să încânte. O Evanghelie care să le gâdile urechile. De-aia foarte mulți când ai așa mai câte un cuvânt mai aspru, să poartă, așa îi vezi, să sunt învinețesc la față și stau bine cu inima. Și nu-și află loc, așa, uneori, să scarpe în cap, numai mai vezi că se ridică de pe scaun și ies afară, nu mai suport. Pentru că Evanghelia asta uneori e dureroasă. Uneori așa te, te străpunge, știți? Evanghelia, cuvântul este o sabie. Și unii nu mai suport. De-aia avem o grămadă de biserici unde se predică o evanghelie deosebit, o evanghelie dulce, predici dulci, Iisus Hristos e bun, Iisus Hristos e dragoste, nu putem noi păcătui cât ne arată Domnul, unde e păcat mult, îi hară mai mult. Și așa, bunii vin, Știți, își imaginează, noi facem în toată săptămâna câte un morman de păcate și ne rugăm și Doamne, ia păcatele noastre și în marea uitării. Și peste săptămână facem alt morman. Venim duminică la adunare, Doamne, ne mărturisim, pac, ia, du marea uitării. Și tot așa o ținem o viață. Ori Apostolul Pavel spune să păcătuim mereu, să se mulțească harul, le spune romanilor și nouă, nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai păcătuim? Doamne, ai milă de noi? Dragilor, și mie îmi place dulce. Și mie îmi place dulce, dar numai de la dulce, 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 te îmbolnăvești de diabet. E drept sau nu? Știți că sunt o grămadă de biserici bolnave de diabet? De la predici dulci. O mânca numai dulce. De-aia e bine uneori și mai amar, dacă o să vă uitați la medici. Medicii spun că tot ce e dulce pentru organism e nociv și tot ce e amar e bun. Știți cu ce mâncau evreii uh, mielul, iedul în Vechiul Testament? Cu ce fel de legume? Cu ierburi amare. Amarul e bun. De-aia e bine să mai luăm așa, să încear, le fac ăștia pe la fare pe acolo, pe la urăștie. Mai amare, așa, amare, așa. E da sănătoase alea, la ficat, la bilă, la pancreas, la așa de bune. E bun șacru uneori, nu? Și e bun. O cană de moare așa ți băut, face foarte bine. Îți zic, aia prinde bine la, la organism. Ei, ați auzit de Evanghelia Prosperității? Să predicați azi piscară foarte largă. De exemplu, o evanghelie, asta e deosebită, le place. Dacă ești copilul Domnului, n-ai voie să fii bolnav. N-ai voie să fii în lipsă. De sărac, ferească Dumnezeu. Deci trebuie să ai măcar în cont 50.000 de, de euro. Păi dacă m-aș lua după Evanghelie predicată de ăștia, eu n-am nicio șansă să fiu copilul Domnului, că atâția bani n-am avut de cănâs. M-am întrebat, de unde au scos oamenii? Pentru că Domnul Iisus în Ioan 16,33 spunea, În lume veți avea ce? Necazuri, dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. mai necazuri. În Salmul 34 David spune, De multe ori peste cel neprihănit vine nenorocirea, nu necazul. Necazul e necaz și nenorocirea e nenorocirea. E diferență mare. Și au zis peste cine vine nenorocirea? Peste cel neprihă? Păi nu a venit peste Iov? Iov era neprihănit. Și a venit nenorocirea. Pentru că asta e viața pe pământ. Însă continuă acolo, psalmistul, și spunem, psalmul 34, însă Domnul îl păzește ca niciun os să nu-i se sfărâme. Lăudat să fie Domnul. Unui frate de la noi de acolo din Suceava, slujitor, a căzut copilul în fântână de la șase metri. În vremea aceea se săpau, se furau fântânile, o acoperit-o el până a doua zi, că urmau să vină muncitori, și copilul, plin de energie, s-a uitat curioși, a căzut. O căzut de la șase metri în comă, o venit ambulanța. L-au dus la spitalul județean Suceava și o stat cu soția lui pe hol acolo vreo trei ore în așteptare. Cu emoție, nu știau nimic. După trei ore au venit medicul de gardă, un medic un pic mai în vârstă, a început să își frece boneta așa pe cap și a spus, domnule, de la câți metri cu copilul? De la șase. Și a zis, e -l imposibil. L-am verificat, am anunțit de trei ori și nu are nicio fractură. Și o striga fratele Costel, Aleluia! Medicul nu știu ce Aleluia. Zice, domnul medic, șase metri, șase metri, fântână e acasă, luați metru și o măsurați. Dar noi suntem pocăiți, e un cuvânt, mi-am adus aminte acum în Biblie, care așa spune, că vine nenorocirea, dar Dumnezeu păzește ca niciun os să nu se zdrobească, să nu se rupă, să nu se sfărâme, pentru că se deschidea seara asta și se spunea că noi avem un Dumnezeu care este mare. Mare este Domnul și vrednic de laudă, de slavă și de cinste și spunem cu toată adunarea glorie Lui. E dragilor, asta e lupta cea bună. În primul rând să ne luptăm, să rămânem la această Evanghelie. Așa cum spunea Pavel Corintenilor, cum am primit-o, Așa să și rămânem în pentru că altfel degeaba am crezut, spunea el. Și-am mai găsit ceva în epistola adresată galatenilor. Pentru că galatenii erau foarte, foarte nestatornici. Și uitați-vă ce le vorbește Apostolul Pavel, vreau să citesc puțin de aici. Cuvântul lui Dumnezeu, Galateni, capitolul 1 începând cu versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și Pavel s-a luptat. S-a luptat cu ei. De ce? Ca să nu reușească s-a luptat ca să păstreze Evanghelia aceasta curată așa, cum a primit-o de la Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască. Că ce am primit de la Domnul, spune el corintenilor, ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea care am fost vândut, a luat-o pâine, spune el în 1 Corinteni, în capitolul 11. Și continuă aici, dar chiar dacă noi înșine sau un în înger din cer, auziți, ar veni să vă propăvăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propăvăduit-o noi, să fie cum? Anatema. Dragilor, e foarte important întotdeauna să nu ne lăsăm duș în eroare. Și când cineva vine ca să predici de aici, să fim atenți dacă ce spune corespunde cu ce? Cu Scriptura. Îmi, plac, îmi, place foarte mult de credincioșii din, din Berea. Mergea ca să predice acolo Pavel. Și Pavel predica. Adică avea ce spune. Imaginați-vă că au fost situații în care au predicat, predica o noapte întreagă. Bine, îl mai deranja cât un eutih care cădea de la etajul 3 și trebuia să ocupe din vierea lui. Făcea o mică pauză și apoi predica până dimineața. Ei, au ajuns la oamenii ăștia și după ce predica Pavel, ei se duceau acasă să vadă dacă ce a spus Pavel corespunde cu Scriptura. Că dacă nu, roate Pavele, pe aici e ușa. E o vreme în care oamenii vin cu tot felul de erezii predic o evanghelie, v-am spus, așa, a prosperității, o evanghelie permisivă, o evanghelie imaginară, însă noi trebuie ca să rămânem la evanghelia Domnului Isus Hristos pe care o avem. Așa se încheie Apocalipsa. Cine va adăuga ceva la ce scris aici, îi va adăuga Dumnezeu urgiile scris în cartea asta și cine va scoate ceva, îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Aici, în capitolul 3, versetul 16, spune Apostolul Pavel, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ce să facă? Să învețe? Să mustre? E bună mustrarea? N-ați spus amin să îndrepte, avem nevoie de îndreptare, să dea înțelepciune în neprihănire, Doamne ajută-ne! Pentru ca omului Dumnezeu să fie auzit desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Să ne ajute Domnul în 2024 și toată viața să luptăm lupta asta, să luptăm și să păstrăm și să rămânem la Evanghelia Domnului Isus așa cum am primit-o. Să putem să o citim, să o cercetăm. Ioan 5 cu 39 spunea Mântuitorul, cercetați scripturile, pentru că să o cotiți că ne le găsiți viață și apoi să o împlinim. Pentru că Iacov spune în felul următor, să nu fim numai, numai ascultători, pentru că ne înșelăm singuri. Fiți împlinitori, a Scripturii Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Să mă ajute, Domnul, și pe mine și pe dumneavoastră. Amin. 2. Ce presupune lupta cea bună pe care a luptat-o Pavel? Pentru că noi așa dăm câte un răspuns de ăsta formal, general, iau pe mulți lupta cea bună a credinței. Uitați-vă că lupta cea bună e mult mai amplă pe care a dus-o Pavel. El s-a luptat pentru păstrarea acestei evanghelii curate pe care a primit-o. Era atacată cu tot felul de erezii, biserici care se întorceau înapoi la, la tăierea împrejur. Oameni care cum erau corinteni, unii era dezordine acolo. O biserică cu oameni imaturi spiritual, care călcau Evanghelia în picioare. Și lupta lui asta a fost ca Evanghelia Domnului să fie păstrată așa cum a fost primită. Și să ne ajute Dumnezeu și pe noi să facem tot așa. Vor veni vremuri când se va căuta să fie modificată, vedeți că se fac eforturi, Papa spune că e depășită, cu ajutorul inteligenței artificiale, să fie scrisă una mai, mai conformă cu vremea asta, noi să rămânem la aceasta pe care am primit-o. Strâng cuvântul tău, spunea psalmistul, unde? În inima mea? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne, ajută-ne. În al doilea rând, lupta cea bună presupune să ne luptăm pentru adevărul Domnului. Pentru adevăr. Să vestim adevărul și să trăim adevărul. Continuăm citirea. Spune aici versetul 4: Își vor întoarce urechea de la ce? De la adevăr. Și se vor întreba, se vor îndrepta spre istorisirii închipuite. Cu ajuns adevărul să-i plictisească pe oameni. Știți că trăim într-o vreme în care minciuna e mai iubită? Am citit o, o maximă, interesantă maximă și vă spun și vouă. Se spune că minciuna întotdeauna la destinație merge cu liftul. Ajunge repede. Dar adevărul vine pe scări. Chiar dacă ajunge mai greu, întotdeauna și adevărul ajunge la destinație. Minciuna ajunge prima, că e cu liftul. Dar adevărul vine așa pe scări, vine și să știți că e antrenat, are antrenament. Și vine și el. Nu a venit minciuna că nu învia Domnul. O zis așa preoții farisei. Spune că o venit, i -o plătit pe soldați, au venit ucenicii lui noaptea și i-o furat trupul. Nu-i nicio înviere, nimic. O venit minciuna cu lifta, liftul, rapid. Însă, dragilor, o venit adevărul. Pentru că adevărul este Isus. Lăudați să fie Domnul. O pila: Pilat ce este adevărul. Hristos e adevărul. Lăudat să fie Domnul. Și până la urmă, până la urmă adevărul o doborât, o triumfat. Adevărul a rămas în picioare. Și Hristos, a înviat și este viu în veci vecilor și este cea mai mare realitate a creștinismului. Glorie Domnului! Adevărul are ultimul cuvânt. știți. Ne cheamă Dumnezeu în vremea asta să luptăm pentru adevăr. Doamne ajută-ne! Să urâm minciuna și să iubim adevărul. Știți, îmi vine în minte o întâmplare din Vechiul Testament, un moment în care împăratul Ahab își amintește că sirenii le-au luat o cetate de-a lor Ramo din Galat, care a fost o cetate de descăpare de evreilor, și le-au luat-o în custodie sirienii. Și atunci a trimit solie la Iosofat și spune, vrei ca să mă ajuți în bătălia asta, să ne unim armatele, să mergem împotriva sirienilor și să recuperăm cetatea asta? Și Iosafat vine cu armata și, pregătit de război, spune: Eu sunt gata ca să te însoțesc. Poporul meu e lângă poporul tău. Numai că eu nu vreau ca să mă expun pe mine și pe oamenii mei. Vreau ca să am undă verde de la Domnul. Prima dată să întrebăm pe Domnul dacă e cu noi și ne dă piruință în lupta asta. Nu pot eu ca să mă risc, să risc viețile uh, oamenilor de lângă mine. Și o zice el: Nu-i problemă. Imediat întrebăm pe Domnul. Și chemat, nici mai mult, nici mai puțin, 400 de proroci care mâncau și beau la masa lui. Și o zis așa Ahab, ia întrebat pe Domnul, e voia lui să ne ducem? Va fi Dumnezeu cu noi sau ne oprim, ne căutăm de treabă și plecăm acasă? Numai că Dumnezeu a făcut un sfat în cer și a întrebat așa, a pus o întrebare, cine merge ca să-l înșele pe Ahab? Și s-a prezentat un duh de minciună. Știți că sunt duhuri de minciună? Și a zis, eu merg. Serios? Și cum îl vei înșela? Voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Planul e perfect. Și așa au fost. Și aia 400 au prorocit toți așa s-au unit și au zis, duceți-vă, că Domnul e cu voi, biruința de partea voastră, baunul, Zedei, chiar lua niște coarne așa mari de fier, au început să le poarte pe acolo, făcu și spectacol, că nu te poți duce la luptă fără spectacol. Și-au zis, cu coarnele astea, păi vei zdrobi, îi faci praf pe sirieni pe vrăjmaș. S-a uitat, eu s-a spus, bun, e, 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 fain, arată tot, dar încă nu mai convins. În afară de ăștia 400, numai un proroc, a o pauză, și și zis, mai am unul, mica fiului Imla, de la niciodată nu-mi prorocește de bine. Îl nu are faine. Știți că la ora actuală se iubiți prorocii care au prorocii bune. Mă duc într-o adunare și eu știu acolo. Acte false, declarații, minciuni. Înțelegi? La negru, o grămadă. Pitați-i laudă. Aleluia! Voi da pocăiți sunteți. Nu prorocie așa pozitive, ai ce li place. Pe păi cine o zidii, Domnul ziua asta? Serios? Asta numești tu zidire? Să trăim cum trăim, dar să avem prorocii bune. La cine ajută? Nu mai bine să ne vorbească Dumnezeu să dea lucrurile pe față, să ne pocăim? Amin? Că altfel... Și-a spus, nu plecăm până când nu vine și ăsta. Dar și eu zis, vă vezi că acolo sunt două armate, doi împărați, cuvântul tău să fie calor? Și-a spus, na, na, na. Eu nu voi spune nimic altceva, a zis Mica, decât ce îmi va spune Domnul. adică adevărul. Văd poporul ăsta ca o turmă de oi fără păstor. Risipită. Și se apropie Zedechia, îi dă două palme și spune, aha, băgați-l în temniță până când mă întorc, dați să mănânce și să bea pâinea întristării și apa întristării. Și când mă întorc, mă ocup eu de el. Dacă te întorci, împărate, nu vorbi Domnul. Dacă nu o să te întorci, poporul ăsta e martor, că a vorbit Domnul azi. S-a mai întors în viața Ahab? Nici vorbă. Pentru că atunci când vorbește, Domnul se împlinește cu da și amin. Mai mare curent, unul împotriva la 400. Ascultați-mă aici, adevărul are ultimul cuvânt, adevărul biruiește. Lăudați să fie Domnul. Amintiți-vă de Ioan Botezătorul. Propăvăduia acolo pocăința la Iordan și veneau oamenii să boteze. Și la un moment dat vin și unii dintre farisei, dintre cărturari. Dar Ioan i-a văzut. Și când îi vede că intră în apă, întinde mâna și îți spune, pui de la bârci! Păi, eu spus, cine? Noi? Voi! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Afară! Duceți-vă întâi și vă pocăiți! Faceți fapte vrednice de pocăință, după aia la botez! Băi, interesant că noi le dăm botezul așa. Și trebuie să-i dăm botezul că o poză ce fata are nunta. O, o plăti și sala, o dată avans, 3000 de euro. Și cântăreți eu, eu dat arvună lui Pigi. Ai ce face, domnule, acum, da. Și uite așa, am ajuns ca să le facem baie. Eu sunt unii care botează cu pachetul de țigări, bine, sunt îmbracă în alb, nu dă După ce ia să pune țigara, și zice, la schimba el Dumnezeu. Serios? Pe ce botezul? Botezul înseamnă, care e simbolistica botezului? Cufundarea înseamnă, adică mort față de viața veche, îngropat, omul vechi, și ridicare înseamnă înviere la o viață nouă. Toate cele vechi sau, dacă vezi un mort în sicriu așa, și ridică mâna dreaptă și face așa un semn, îl îngropi? Unde voi, îl îngropi mort? Dacă deschide ochiul și Știți de ce se face la mort autopsie? Ca să se constate decesul. Că ăsta mort. Eu, gramat de slujitor, mai fac o autopsie azi. Spiritual vorbesc. M-ați înțeles? De asta avem probleme. Că oamenii nenăscuți din nou nu m-au udați. Udați! Ăștia. Scandal, la adunare generală, bârfă, dezbinare, povești. De acolo iese. De acolo iese. Au venit la mine într-o biserică pe care o slujeam cu ceva timp. În urmă, o fată singură la familie și era februarie, minus 20 de grade la, la Suceava acolo, iarna, februarie, și au spus, frate, în două săptămâni, frate păstor, vreau să iau botezul. Au hotărât. Și a spus, dar cum în două săptămâni? Păi nu se poate, Îl avem la vară, prin iulie, așa. Trebuie o cateheză, o să mai fie și alți candidați, facem o sărbătoare frumoasă, poate în aer liber. Dar de ce vrei tu în două săptămâni, așa, rapid, fulger? Păi zice, mi-a zis, mi zis tata când, când iau botezul, zice, îmi cumpăr un Golf 5 roșu nou de la Volkswagen. Am luat permis, eu nu mai stau până la vară. Zic, auzi, nu-ți dau botezul nici acum și nici la vară. Supărare, domnule, s-o supărat. s a dus fata la Cluj, într-o biserică de asta cu lumini și fum pe scenă și în sală în întuneric. Eu dau botezul în trei zile. O trecut la scurt timp pe lângă mine cu golful 5 roșu nou. Era cât pe ce să mă stropească, să mă arate în golf. E treaba ta și a lor. Dar eu botezul nu dau că ți-a tai pe o mașină. Îmi dau botezul că unul vrea o mormântare ieftină. A spus, zice, 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 pastore, am zis că la voi mormântarea e gratis. Dă-mi și mie botezul. Deci eu ce vă spun, vă spun clar. Omul mai venea, o venit de câteva ori, dar mai dădea câte o bere peste capă, punea aici, se uita, nu veni pocăiții. Iar trăgea și zic, Ioane, uite, eu te îngrop gratis, dar botezul nu ți-l dau. Că noi la mormântare nu predicăm morții. Noi facem evangelizare și predicăm pentru cei vii. Să predicăm pe cel care a fost mort, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. Numele Lui este Isus Hristos. Mă, că Dumnezeu a fost treaba și noi ne facem treaba. Nu ne jucăm cu asta. Orice compromis pe care îl faci, costă mai târziu. Vine chitanța din urmă. Nu ne putem juca și facem lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă. Câți nu sunt la ora care dau la grămadă? Botezul nu-i știe, nu nimic. Așa, la normă, la kilogram. E o bătaie de joc. Să ne ajute Domnul ca să facem lucrarea Domnului cu frică, în curăție. Noi nu facem o casă. Când facem, pentru noi facem o casă, așa, o turnăm oricum fără proiect, fără nimic, strâmb într-o parte, gardul, nu contează, domnule, așa, în zigzag, să fie gard, să nu intre câine. Păi pentru noi facem ce mai scump, ce mai frumos la proiect, totul, materiale scumpe, ca pentru mine. Păi când -mi facem pentru Domnul cu atât mai mult, cu toată atenția, cu toată vigilența, Doamne ajută-ne! O venit Irod. O auzit și el de Ciudatul ăsta, îmbrăcat în haină de părdică de milă, încinsul cu curea la, la, la cumpriu, la mijloc, cu sandale în picioare, trăia în locuri pustii, mânca mere și lăcuste, să-l vadă și el, că trăgea mulțimile ca un magnet. Și când a venit, Ioan spune, tu trăiești, ai luat nevasta lui fratele tău cu cumnata ta. Stai păcat! Contorsă la trăsura și s-a dus. Într-o zi l-a arestat și din pușcărie Ioan, din temniță, îi predica adevărul. Și sta în până spune: Biblia ne știe ce să fac. Până la urmă, eu te capul, o decapitat. Pentru că odată o petrecere, un chef mare, irod, și fata Irodia a dansat, la a uimit. Și din aburi alcoolului, fără judecat, a zis: cere ce vrei ca să-ți dau? Drăguță, pentru că ești dispus să-ți dau azi până la jumătate din împărăție. Și au spus, mama, acum e momentul, uite, uite, au făcut promisiunea asta în fața mai marilor lui. E momentul să pune mâna pe jumătate de împărăție. Ce să cer? Și au zis mama sa, capul lui Ioan Botezătorul. O rămas șocată fata, nu știa, nu, nu înțeles de ce. Dar să știți că oamenii care spun adevărul sunt comoz. Cânta Ovidiu Deanu, o cântare, adevărul e adevăr chiar dacă doare. Dar adevărul rămâne în picioare. O căzut capul lui Ioan. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, spune Isus, ci de cel care poate ucide Sufletul. Și este unul singur, Hristos. Sufletul nu a putut să-l ucidă. Pentru că Sufletul lui s-a dus la Dumnezeu că Ioan s-a luptat pentru adevăr. L-a vestit și l-a trăit. Și Pavel la fel. Și suntem chemați în vremea asta noi să ducem ștafeta mai departe și să o transmitem copiilor noștri și lupta care o ducem noi să o ducă și ei și să păstrăm adevărul Domnului până la capăt. Doamne ajută-ne! 3. Lupta cea bună Presupune, în al treilea rând, să, să rămânem treji. Luptă-te să rămâi treaz în vremea asta în care nu puțini dorm. Zice versetul 5 și îmi place foarte mult. Spune Pavel, dar tu fii treaz în câte lucruri? În toate lucrurile. Rapdă suferințele, fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba pe care ți-a dat-o, domnul. Cine-i chemat la o slujbă, Roman 12 cu 7, ce să facă? Să se țină de slujba lui. Ei, dragilor, trebuie ca să ne luptăm în vremea asta să rămânem treji. Treji. Trejă în familie. Amin? Nu-i treaba păstorului să măsoare fustele la surori? Nu o să vă placă acum surorile ce vorbesc. Nici să vadă dacă unghiele sunt cu roșu, cu nu știu care, cu nu știu ce. Dacă haina e prea mulată și prea decoltată și se vede ce nu trebuie. Pentru că în casa Domnului trebuie ca să venim îmbrăcați decent. Cu rușine, spune Biblia, și cu sfială. În podoba, podoba voastră, spunea Petru, să nu fie cea de afară, ci împodobiți înăuntru. Domnul să ne ajute. Asta e treaba bărbatului, pentru că bărbatul e preot în casă. Lăuda să fie Domnul. Preot. E treaba, treaba slujitorilor să vegheze cei în adunare. E treaba slujitorilor și să știți că într-o bună zi, Dumnezeu ne va cere socoteală nouă. Nouă ne va cere. Când Dumnezeu te-a pus în fruntea Bisericii, la un moment dat, va trebui ca să dai socoteală. Ce ai păstorit? Ce ai slujit? M am dus undeva în vestul țării, nu o să localizez nici orașul, nici județul, că nu vreau să se simtă cineva ofensat. Dacă n-am intrat acolo, am văzut o grămadă, că la bărbați e mai greu de văzut. O grămadă de, 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 doamne acolo am văzut, nu că erau tot felul de șuvițe, cu violet, cu mov, cu nu știu ce, cu argintiu, cu aia. Zic, mă, de unde a reușit omul ăsta să strângă atâtea doamne la evangelizare. E greu uneori să-i 3, 4, 5. Să o fi biserică de oraș, o fi biserică mare și aici e mai ușor, vin altfel oameni. Când o zis corul va cânta o cântare, toate s-au și o cântat în cor. M-am uitat la păstori, erau între doi palmieri de plastic, echipați, frumos, dormeau. Bun, dormeau cu ochii deschiși. Asta e cel mai periculos om. Știți, Există în Vechiul Testament o relatare care îl are protagonist pe David. David era cu o mână de, de oameni loiali, credincioși, vitej, în special fiii ei, și după el vedea Saul, o venit cu 3000 de oameni. Comandantul armatei lui Saul era Abner. Au ajuns în pustia Zif și acolo și-au întins, o întins ei tabăra, au pus corturile, bineînțeles, cortul împăratului și, obosiți cum erau, prima dată în cort să pune și să culcă Saul. Pune ulciorul de apă, pune sulița un finge așa frumos și să culcă. Când Abner a văzut că împăratul doarme, s-a culcat și el. Cei 3.000 de soldați armată, când au văzut că doarme împăratul, doarme comandantul lor, s-au culcat și ei. doi oameni dormeau, sforăiau. Și a venit David cu oamenii lui și s-a strecurat printre somnoroși, printre adormiți, a intrat în cort și a luat ulciorul cu apă și sulița. Pentru că să știți, în peșteră i-a tăiat o bucată din manta. Astea sunt niște simboluri. Ce reprezintă mantaua? -ă, mantaua. Mantaua are două simboluri. Chemare în slujire, și putere. Știți când l-a chemat pe Elisei, Ilie? Unde era Elisei? Ara. boi, da? Și l a aruncat când l-a chemat. Ce l a aruncat? Pantaua. Simbolul chemării. O zis, lasă-mă să mi-au rămas bun de la ai mei. Du-te și ți ia, dar nu uita ce ți-o făcut. Ce? Domnul. Ce să a făcut, Domnul? Te-o chemat. O zis Domnului Ilie, ungel pe Elisei, proroc, în locul tău. Ce mai înseamnă mantaua? Simbolul puterii. Când au ajuns la Iordan, în ziua răpirii, au făcut mantaua sul, au lovit Iordanul, s-au despărțit în două, au trecut dincolo. Și când Dumnezeu l-a răpit la cer, Ilie nu l-a mantaua cu el. Ce să fac cu ea în cer? O lăsat-o jos. O luat-o Elisei. Și când au ajuns la Iordan, au făcut ca și Ilie, cum o văzut la el. Au făcut o surul lovit Iordanul și s-o despărțit în două. Adică Saul a fost lepădat. Asta înseamnă tăiatul mantalei, chemarea și puterea. Apoi, ce înseamnă apa? Ce înseamnă apa? Apa este simbolul Duhului Sfânt. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, nu? În capitolul 7. În ziua de pe urmă, în ziua cea mare a praznicului, a stat în picioare și a spus, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cineva crede din inima lui, va curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vorbea despre Duhul Sfânt, care nu fusese dat, pentru că Isus Hristos încă n-a fost proslăvit. Știți că în vremea aceea Duhul Sfânt avea reședința în cer, dar cobora pe pământ ca să-i călăuzească pe oameni. Dumnezeu le vorbea, nu? Du-te acolo, fă acolo, urcă-te, nu te urca. Lui să nu e mai vorbit. De-aia Saul a ajuns la ghicitoare. Și bineînțeles, sulița, un alt simbol, sulița te ajută ca să fii biruitor împotriva vrăjmașilor. Știm că a fost biruit a fost înfrânt de filisteni și a fost rănit grav, i-a zis celui ce-i purta armele, lovește-mă ca să nu fiu prins de filisteni, de vrăjmași, să mă bat jocorească. Și nu l-a lovit că i-a fost frică și s-a sinucis el. Știm ce se întâmplă cu oamenii care se sinucit. Și în ziua aceea a murit și toți fiii lui Saul, o zi dramatică. Ei, Acum ne întoarcem aici la ce am punctat eu. I-a fost ușor lui David ca să intre în tabără, da, printre 3000 de oameni să treacă pentru că toți dormeau. Dar știți când doarme poporul? Când dorm cei din frunte. Cei bătrâni să fie treji. Adică cei din frunte. Părinții să fie treji, amin, în familie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și toți, biserica, poporul Domnului, să rămânem într-o stare de veghere. Adormisem, spunea în cântarea cântărilor, acolo Solomon, adormisem, dar inima îmi veghea. Doamne, ajută-ne și pe noi. Undeva în romanii. Spune aici cuvântul, capitolul 13, vreau să citesc puțin un pasaj în, care relatează subiectul ăsta, al vegherii, al trezirii. Roman 13 cu 11 și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Că acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii. Și eu spun, Doamne ajută-ne pe fiecare dintre noi. Biserica Betesda să fie o biserică trează, să vegheze, nu? Să veghem asupra unii altora, vegheas unii asupra altora. Așa spune Scriptura. Când îl vezi pe fratele tău că nu-i bine, ajută-l, scutură-l, trage-l așa un pic. Autorul epistolei către evrei spunea, vegheați că între voi să nu fie nimeni lumesc sau urvar. Ca ei sau, care pentru nimic, o ciorbă de linte, și-a vândut dreptul de cât nu-și vând în vremea asta Dreptul de întâi născut. Să veghem și asupra lor. Să veghem asupra ispitelor. Pentru că suntem ispitiți în fiecare zi. Iacov 1 cu 12, ferice de cel care rabdă ispita. Dar pentru asta trebuie să veghem, să fii treaz, să nu dormi ca Samson. Că Dalila l-a pus pe genunchi, nu? Și l-a legănat până când a... Dacă era treaz, nu s -a mai întâmplat ce s-a întâmplat. Nu mai rămânea fără ochi. Doamne, ai milă de noi. Timpul trece, m-am două lucruri de punctat. Le mai scurtez. Al patrulea lucru, ce înseamnă lupta cea bună? Din pasajul ăsta, din 2 Timotei 4, lupta cea bună presupune să mergi pe calea credinței până la capăt. Doamne ajută-ne! Spune versetul 7 uh, aici. Mi-am isprăvit alergarea, ne interesează partea a doua, mi-am isprăvit alergarea, am păzit ce? Credința. Drumul pe care trebuie ca să mergem noi se numește drumul credinței. Evrei 11 cu 6 spune, fără de credință este cu neputință ca să fim plăcuți Domnului. În fapt, în capitolul 9, când Saul din Tars mergea la Damasc, știți ce avea în buzunări? Avea scrisori de acreditare sau de acuzare. El dorea ca să-i prindă pe cei care mergeau pe care drum? Pe drumul credinței. Și până la urmă, Dumnezeu îi schimba și lui drumul. Și de pe drumul prigonirii, Dumnezeu l-a trezit și a ajuns și el pe drumul credinței. Și o mers, o luptat și toată viața lui a păstrat calea asta. Calea asta. Când va veni Hristos pe norii cerului, Luca 18, 8, partea a doua acelui verset, când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi el ce? Credință. Să ne găsească Dumnezeu pe drumul credinței. Dragilor, am ajuns într-o vreme în care, din păcate, foarte mulți nu mai sunt pe drumul credinței. Merg pe drumul necredinței. Ne rugăm fără credință. Facem lucrări fără credință. Și dacă vrem să vedem minuni, Dumnezeu face minuni și în 2024. Să știți. Știu că aici la voi eram odată, m-am rugat pentru, la urmă așa am avut îndemn să mă rog, și a venit o soră aici în față, de prin zona Brașovului, cred, nu avea copii de mai mulți ani de zile, șapte-opt ani de zile. Și ne-a rugat împreună, era fratele Dorel Grec aici. Știu că anul viitor, când am venit peste un an de zile și am slujit la Betesda, dar a spus el, frate, uite așa, așa știi, Când ne-am rugat atunci pentru o soră, mai ții minte, zic așa, vag, mi-am inteles ceva. Ce a rămas însărcinată după opt ani de zile, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un băiețel. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu lucrează așa, Dumnezeu face pântecul sterp ca să nască. că Dumnezeu, e un Dumnezeu mare. Aleluia! Dumnezeu vindecă și bolile atunci când este planul și voia Lui. La uneori avem țepușuri ca Pavel, nu? Și s-a rugat Pavel de trei ori și a spus Domnul, zice, Harul meu țesne de ajuns. De altă parte, Romani 8 cu 28, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar important este să mergem pe drumul credinței până la capăt. Undeva în capitolul credinței în Evrei, capitolul 11, îmi place foarte mult ce spune aici autorul acestei epistole, versetul 13, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au rat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit o cetate. Auziți, versetul cheie, 13, în credință au murit toți aceștia. N-a murit credința în ei au murit ei în credință. E diferență. Doamne ajută-ne! Le spunea Pavel Corintenilor, pe voi înși vă, încercați-vă sau testați-vă, dacă mai sunteți, în ce? În credință, pe drumul credinței. Doamne ajută-ne! Să ne luptăm să rămânem pe drumul credinței. Lăudați să fie Domnul! Să nu pierdem credința. Să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților, o dată, pentru totdeauna. Ca și a drag și care s-au luptat și au mers pe drumul credinței și nu s-au plecat în fața idolului ridicat în Valea Dura. Și deși au fost aruncați în cuptor acolo, Dumnezeu le-a dat biruință, că Dumnezeu nostru e mare. El o spus, o spus ei, ne poate scăpa și din foc. Aleluia! Și o scăpat. Doamne, scapă-ne și pe noi. Și al cincilea lucru, lupta cea bună presupune, în al cincilea rând, să ne luptăm și să iubim venirea Domnului Isus Hristos. Să fie cea mai mare iubire a vieții noastre. Amin. Amin. Spune Pavel aici, De acum mă așteaptă cu neprihănirii și o veste grozavă. Dar nu numai pe mine. Sunt concursuri de alergare, unde aleargă toți, mulți. Dar numai unul ia cu Știți care e vestea bună? Hristos are în cer cununi pentru toți. Aleluia! La școală numai la locul întâi, nu o să dă de coroniță. Dar Hristos are cununi pentru toți. Toți care? Toți care vor iubi venirea lui Isus. O mai iubim? Nu prea să mai aud așa, vină Doamne Iisuse. Ce iubești? Era într-o adunare un frate mai necăjit, el o familie mai mare și stătea într-o căsuță mică dormeau mai mulți în cameră, două camere acolo, o mică bucătărie, a lipit pământului. Și când venea la adunare și când erau cântări de venirea Domnului, predici, plângea cu lacrimi, vino Doamne Iisuse, maranata. Și de la el pornea focul rugăciunii și cuprindea toată adunarea, de 34 de minute. Și azi așa, mâine așa, un timp, au zis, frate, trebuie să-l ajutăm mă, cu ceva. Fratele nostru pus până de la mână, pac, materiale, frații meseriași, buni, cu o căsuță. Pic de mansard acolo, mai multe camere. O mă rămas ceva bănuți, eu luat și o mașină. Nu eu la Mercedes, că n ajungea bani, dar eu luat un Logan. Fain Logan, 1,5 diesel, consum mic, 4%. Să mai plimbe și el aduc cumpărături, mai la adunare. Mă cu văzut că de când i-au făcut căsuță și Logan, nu mai vine la dunare. În special duminică dimineața, mai pleca frățiorul pe la piață, mai pe la tarabe, mai mânca câte 3-4 mici cu muștar. Când venea la adunare, stins. Nu tu vinul Doamne Iisuse, nu tu nimic. Și păstorul s-a supărat. Văi frate, ce cu tine? Mai ne lipsea, știi fratele la care Plângea aia așa și, și, și poarnea focul ăla de la tine și ne cuprindea, ne, ne cuprindea și pe noi. Și ne-i doar să trăim momentele aia. Ce s-a întâmplat? Și eu frate, trebuie să fiu sincer, că Domnul mă știe, cunoaște tot. Când eram amărât, așa vreau să se gate tot, să vină Domnul Iisus să plec acasă. Deci acum când am un pic de căsuț, un pic de condiție, un pic de centrală pe o un un Logan... Și măcar cât am fost de amărât, atâta să meargă bine și după aceea să vină Isus. Știți că cam, cam e o realitate asta? Nu prea vrem să vină Isus. În aprilie staxele sau mai, când? Așa? Mai nu știu ce, mai nu știu ce, mai aia, mai merge, frigiderul plin, cardul cu tare. Dragilor, cât o fi de bine aici, nu se compară cu cerul. Și din păcate, în bunăstarea asta, că acum e o vreme de prosperitate, așa, nu puțini să pierd. Nu puțin să pierd. Să aibă Domnul milă de noi să ne dea lumină înțelepciune și să nu iubim, cum spune acolo Ioan, acum am dat Duhul Sfânt versetul ăla, nu iubiți lumea și lucrurile lumii. Pentru că lumea și lucrurile lumii trec, vor trece. Dar cine face, Voia lui Dumnezeu va rămâne în viac. Și eu spun, Doamne ajută-ne. M-am luptat, lupta acea, asta e lupta bună. Lupta pe care Pavel a dus-o, Sfinții au dus-o. Nu știu pentru ce te-ai luptat în, până azi, dar să ne ajute Domnul de acum încolo, de azi încolo, să luptăm lupta cea bună. Amin? Biserica Betesda din, din Watford să lupte lupta cea bună și când va fi momentul să terminăm alergarea, să putem să avem siguranța asta și noi absolută, debordantă, să, să debordăm așa de optimism și să spunem ca m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă cu nuna neprihănirii. Aleluia! Vă invit să vă ridicați, facem rugăciunea asta, mulțumim Domnului și ne încredințăm în mâna Lui. Amin!